cu albastru? Sau cu negru? Nu contează. Nu contează, dar cred că albastru, dacă nu aveți, vă dăm noi. Am negru. Deci ăsta e Craiova, de fapt. În regulă. Ne-am mișcat repede? Foarte repede. Nu e meritul meu, de-aia pot să întreb asta. Colegii au tras din greu să... Vă rog. Fix de la Constanța, e norocul să stai. E un pilot din asta. Toate bune? Nu ne-am văzut, am fost acum la Cluj, dar... Poți în direcții diferite? Da. Încă tot domnul. Să rămânăți. Asta nu. Ia vedeți un ultima, da. Două exemplare. Deci cam câți kilometri reușim să modernizăm? 20,5 la Cluj. 20,5 la Cluj și la Constanța. La Preda? 23. Și la Constanța? 21 cam așa. Okay. Aici e o combinație între... Când am lansat apelul? Bun, da. Vorbim acum... Facem diferență între kilometri fizici și de conductă, pentru că la, de exemplu, la rețeaua primară e tur-retur, deci trebuie mulțit cu 2, iar la secundară e de 4 ori, tur-retur apă caldă, tur-retur pe albă. Corect, depinde cum aduni. Depinde cum aduni. Oricum, sumele sunt similare, cred, la toate trei. Da. E trecut domnul Boc aici. Da, am delegație. Suntem cu Euro City la Cluj, participanți din 118 orașe din Europa, 30 de țări. Am stat să desfășoară evenimentul Europa de Est. Se pare normal. Dacă nu la Cluj, atunci unde, totuși. Deci, la 3 februarie. Ok. Și după aceea redați noastră copia, da? Celălalt exemplar. Avem pregătit. Cum? Da, imediat o să vă spun eu câteva lucruri. Imediat să-l așteptăm și pe domnul Chițac. Pentru întrebări, dacă sunt, eu încă o dată vreau să vă mulțumesc dumneavoastră presei că ați venit. Vreau să le mulțumesc celor trei administrații locale care s-au mobilizat și au depus proiecte rapid, astfel încât astăzi am putut să semnăm cu Constanța, Craiova și Cluj-Napoca. Vorbim de un apel care s-a lansat în 1 februarie anul curent. Este un apel important. Bugetul total 590 de milioane de euro. Regula este primul venit, primul servit. Posibil să vă amintiți că undeva după lansarea apelului la o lună, o lună și ceva, am semnat cu municipiul Suceava. Deci iată, avem de la Ministerul Energiei, prin efortul echipei, și vreau să le mulțumesc tuturor pentru că aici s-a lucrat așa cum v-am obișnuit și nopțile și weekendurile, am reușit să accesăm acești bani nerambursabili din Fondul pentru Modernizare, peste jumătate de miliard de euro. Regula este primul venit, primul servit. Deci autoritățile locale, care s-au mișcat rapid, care au avut dinamism, au putut să acceseze aceste fonduri exact în ordinea în care au depus aplicațiile. În total vorbim doar despre cele de astăzi, o să vă spun, cu valoare totală a proiectelor de 192 de milioane de euro, deci aproape 1 miliard de lei, din Fondul pentru Modernizare, contribuția nerambursabilă este de
aproape 700 de milioane de lei. Deci cam 70% este acoperit din fonduri nerambursabile. La Craiova aveți un proiect frumos de 235 de milioane de lei, la Constanța de 248 de milioane de lei și la Cluj-Napoca de 353 milioane lei. I-ați auzit mai devreme pe reprezentanții administrațiilor locale. E vorba de peste 20 de kilometri de rețea de termoficare modernizată la ultimele standarde în fiecare comunitate. Da. Aș vrea să fac o precizare, pentru că ieri s-a efectuat o dezinformare a opiniei publice, și anume ieri seară primarul general Nicușor Dan a spus la un post de televiziune la o oră de maximă audiență că municipiul București a depus două proiecte de câte 50 de milioane de euro pentru acest apel. Am verificat, bineînțeles, cu colegii mei această informație și pot să vă spun că este o minciună. Nu a fost depus niciun proiect de către municipiul București. Nu înțeleg cum să-ți permiți să minți în acest mod. De altfel, de la lansarea proiectului, apel anunțat de pe la începutul mandatului meu și până în ziua de astăzi, municipiul București nu a pregătit niciun proiect și nu l-a depus. Iar dacă l-a depus, aștept să ne prezinte și nouă dovada, pentru că noi am extras toate documentele din portalul SMIS de depunere a proiectului și bineînțeles că București nu a depus nimic. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să mobilizăm autoritățile locale din toată țara, cele care au sisteme de termoficare, să vină să depună proiecte, pentru că banii se vor termina. Dacă astăzi vorbim de, nu știu, 1 miliard de lei, deci de 200 de milioane de euro, proiectul de la Suceava înseamnă încă vreo 70 de milioane, deci am terminat mai mult de jumătate din bani, iar cel puțin în cazul Bucureștiului, unde asta este problema cea mai dureroasă pentru cetățeni, pentru că n-au căldură și apă caldă, timp de atâtea luni de zile, administrația, din păcate, n-a fost în stare să pregătească niciun proiect și probabil banii se vor termina pentru alți beneficiari din țară. Într-o notă pozitivă pe final, încă o dată vreau să apreciez efortul colegilor mei, efortul administrațiilor locale, să vă felicit, sper că ne-am mișcat suficient de repede și să știți că proiectele au fost evaluate integral cu personalul Ministerului Energiei. Sunt colegii mei care au făcut ore suplimentare pentru a putea să punem acești bani la dispoziția dumneavoastră în cel mai scurt timp și, de fapt, să rezolvăm problemele oamenilor. Vă rog, domnule primar, stiși colegi, domnule ministru, aveți... domnule viceprimar, doamnă director, iertați-mă că n-am întrebat dumneavoastră. Apreciem în mod deosebit modul în care s-a mișcat ministerul pe care îl conduceți într-o problemă care e de maximă urgență. Eu aș vrea să spun că, foarte pe scurt, că nu vreau să vă plictisesc, una din urgențele mele când am venit la conducerea primăriei Constanța în noiembrie 2020 a fost termoficarea, una din multele urgențe de afară. Eram în fața unui sistem de termoficare complet demodat, practic nu s-a intervenit în sensul modernizării din anii 70, de când a fost pus în funcțiune. Și asta însemna cu maximă celeritate și cu maximă urgență să modernizăm atât rețeaua primară de 60 de kilometri, cât și rețeaua secundară de 210 kilometri și centru. Adică toate componentele trebuiau modernizate. Pentru că așa cum era sistemul ăsta vetust, asigura cu căldură, sigur, la parametrii termici nu ridicați de calitate, 130.000 de cetățeni ai Constanței, incluzând aici spitale, școli și instituții publice, bineînțeles și consumatori casnici. Deci am luat-o pe un drum cu sens unic, n-aveam ce să facem. Și atunci am împărțit sistemul acesta în 7 etape și până în momentul de față, cred eu, sigur, cu ajutorul Ministerului Energiei, am reușit să finanțăm și avem programe de finanțare pentru 6 dintre ele. 3. Una este încheiată, etapa 1, 2 și 3 se vor încheia. Pentru etapa 4 lucrăm cu Ministerul Dezvoltării Programul Termoficare. Etapa 5 este CET-ul, pe care îl avem în execuție finanțat prin PNRR, Minister de Linie, Ministerul Energiei. Și etapa 6 este cea pe care o să numim astăzi. Rămâne pentru o etapă să găsim fonduri, pentru că să nu vă imaginați că oricare dintre noi aici am fi avut disponibilități la buget care să permită din banii noștri ai municipiului să facem așa ceva. În cazul Constanței vorbim de 450 de milioane de euro. Așa ceva e de neimaginat.
Sigur că Uniunea Europeană și banii europeni au fost de mare ajutor. Iar eu când mai aud astăzi, divaghez puțin, domnule ministru, de suveraniști, de oameni care pun la îndoială poziția și existența noastră în Uniunea Europeană, chiar nu-mi dau seama. Toată lumea trebuie să înțeleagă că fără banii ăștia, orașele noastre nu se puteau moderniza. Noi nu puteam investi în infrastructură. Fie că este Craiova, fie că este Constanța sau Cluj. Și sigur că am putea continua. Mulțumesc mult și vă stau la dispoziție cu orice fel de întrebări legate de Constanța. Mulțumesc, domnule primar, domnule viceprimar. Domnule ministru, mulțumesc. În primul rând, aș vrea să vă felicit pentru rapiditatea cu care ați demarat acest proiect. De asemenea, vreau să felicit întreaga echipă care a muncit acest proiect. Știm cât este și greu. Și poate că ar trebui să spunem mai des oamenilor că în spatele unui asemenea proiect sunt foarte multe ore de muncă și pregătirea unui proiect de multe ori este mai dificilă și mai durează mai mult decât execuția ține. Așa că vă felicit încă o dată pentru acest obiectiv. De asemenea, aș vrea să spun că acești bani pe care îi vom accesa în perioada următoare va ajuta foarte mult să ne putem îndeplini obiectivele asumate cu Comisia Europeană, aceea de a reduce gazele cu efect de seră. Face parte din strategia pe care o avem și noi în municipiul Cluj-Napoca. Noi am mai făcut și alte investiții în sistemul de termoficare, fie că discutăm de panouri fotovoltaice pe diverse clădiri sau pentru producere de energie pe care să o transformăm după aceea în energie termică. Am făcut aceste lucruri, vom continua, pentru că cred că este singura modalitate de a avea un sistem de încălzire care să corespundă viitorului. Ne-am asumat ca și țară Green Deal-ul, trebuie să ajungem acolo, trebuie să facem eforturi susținute împreună ca să putem să ajungem acolo, atât autoritățile locale cât și cele centrale și așa cum foarte bine menționa și domnul primar, fără aportul fondurilor europene ar fi imposibil să facem aceste investiții. Și cred că fondurile europene se văd în fiecare colț din România, în fiecare comună, în fiecare oraș și vedem cum s-a îmbunătățit de la o zi la alta calitatea vieții oamenilor. Pentru că până la urmă despre asta discutăm despre calitatea vieții oamenilor. Și încă o dată arăt că tehnologia poate să ne ducă acolo încât să avem niște lucruri mult mai bune pentru întreaga comunitate și aș vrea să vă dau un exemplu ce face tehnologia. Dacă în 1990 compania de termoficare avea peste 1200 de angajați, astăzi avem 110 angajați care gestionează același sistem, evident cu mai puțini abonați față de anul 1990, dar cu aceleași structuri. Ce asta înseamnă tehnologia, sunt aproape toți ingineri și practic vedem cum putem să schimbăm viețile. Mulțumesc încă o dată, domnule ministru, și acum așteptăm să băgăm și sapa efectiv la lucru. Mult succes și rapiditate, domnule director. Și noi vă mulțumim, nu pot să închei eu cu mulțumiri, atât dumneavoastră, în primul rând, cât și colegilor care au fost extraordinari. Sperăm să nu fie nici primul, nici ultimul proiect. Ne dorim să se mențină la Craiova sistemul centralizat, așa cum spunea și colegul de la domnul viceprimar. Noi luptăm să menținem sistemul centralizat la nivelul municipiului Craiova. Încă o dată mulțumim și vreau să mulțumesc și primăriei Craiova pentru toată susținerea, având în vedere că vin în calitate de operator al municipiului. Mulțumesc mult! Și eu vreau să vă mulțumesc, vreau să vă mai spun un singur lucru. În sisteme de termoficare avem două componente importante, cea de producție a agentului termic și cea de transport și furnizare. Atât la Craiova cât și la Constanța, ceturile se modernizează prin PNRR și Constanța e importantă și Craiova cred că e mai mare, chiar 300 de megawați aveți și funcționați pe cărbune în acest moment, deci este un pas important spre decarbonizare, spre un aer mai curat. Același proces se întâmplă și la Arad și la Râmnicu Vâlcea. Sunt toate contracte semnate la începutul mandatului meu sau pe parcurs, deblocate și cu hotărâri de guvern, cu întreagă procedură. O altă veste bună este că astăzi am reușit să lansăm un apel absolut similar pentru centrale în cogenerare din sistemele termoficare, din fondul pentru modernizare. Azi este prima zi, cred că la 10 dimineața s-a pornit acest apel și înseamnă 361 de milioane euro. Deci iată un nou apel din Fondul pentru Modernizare și nu vă pot spune decât că alături de echipa mea atunci când am preluat ministerul, ne uitam la suma aceea imensă de 16 miliarde de euro disponibilă prin Fondul pentru Modernizare și ne întrebam de ce nu avem apeluri lansate. Și cred că am reușit în ultimul an de zile să lansăm apeluri de miliarde bune.
acest apel de 361 de milioane de euro este dedicat tuturor celor care n-au apucat să-și modernizeze CET-urile prin alte surse de finanțare, bineînțeles și Bucureștiului. Pentru că suntem și acționari majoritari la Elcen, știu sigur că domnul Claudiu Crețu și echipa au pregătit proiecte și cel puțin două CET-uri ar trebui să intre la finanțare dacă proiectele sunt bine făcute, eligibile și vor fi selecționate, respectiv CET Progresul și CET Grozăvești, CET Sud, ultimul care va rămâne nemodernizat, dar nu pentru mult timp, cel mai mare din Europa, înseamnă o aplicație individuală care va fi făcută la Fondul pentru Modernizare, pentru că bugetul acolo e cam de jumătate de miliard doar pentru CET Sud, deci nici toată schema nu ar fi acoperită. Cam asta am vrut să vă împărtășim, dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Care au semnat astăzi, mai sunt alte administrații care au depus proiecte și sunt în analiză sau restul nu s-au mișcat? Dacă nu s-au mișcat, care ar fi explicația? Și din punctul ăsta de vedere, care este municipalitatea, administrația, fi cele mai mari probleme de capitolul termofitale inițiată? Ultima întrebare e cea mai simplă și nu că sunt subiectiv fiind o perioadă de campanie, dar absolut pe cifre putem vedea că cele mai mari probleme sunt din păcate în capitală. E și cel mai mare și mai complex sistem de termoficare și de la datorii până la problemele de rețea și până la CET-urile care sunt totuși din anii 60-70, 3 din 4, avem foarte mult de lucru. Deci cu Suceava a însemnat deja contract, puteți să marcați o nouă municipalitate și Arad și Timișoara au depus aplicații. Deci restul îi așteptăm în continuare și pe ceilalți, și Ploieștiu, da? Înțeles că se pregătesc. Care e termenul limită până la telefonul? Termenul limită? Iunie. Final de iunie. Deci vom vedea ce se mai întâmplă, nu mai este mult. Cred că, distinși colegi, vă pot spune că nu este ușoară pregătirea unor asemenea proiecte, dar nici nu poți să-ți permiți să lași o oportunitate de acest fel de a trece pe lângă tine, pentru că sunt, iată, zeci, sute de milioane de euro care sunt la dispoziția administrațiilor locale și încă o dată felicitările mele și ale echipei că dumneavoastră ne-ați dat și nouă împlinirea acestui apel, că degeaba faci un apel dacă nu-ți vezi cu ochii tăi munca dusă la capăt și asta se va face prin efortul dumneavoastră. Domnul Istu, dacă mai aveți bani disponibili după încheierea, noi mai avem un proiect. Da, probabil că asta o, să urme, asta o să facem, dacă nu e se... E gata, gata, e nou, nou. Alte întrebări? Vă rog. Puteți să vă întrebăm și altceva? Sunt aici. Când v-am spus eu că nu puteți să mă întrebați ceva, domnul Icuț? Să nu se supere domnul. Asta nu cred, că sunt oameni de toată nădejdea. Spuneți că cum comentați intenția E.ON de a părăsi România? A spus directorul general al companiei că pierde într-un an cât ar putea câștiga în 20 de ani și a dat vina pe legislația din România, pe credibilitate, practic pe dumneavoastră. Nu cred că a dat vina pe Ministerul Energiei, pentru că noi ca minister am fost întotdeauna un partener onest cu companiile din sector energetic și cele cu capital majoritar de stat și cu cele private. Și cu siguranță știți că ne-am tot văzut cât de mult ne luptăm, ne-am luptat și ne vom lupta ca aceste companii, mai ales pe segmentul de furnizare, să-și primească sumele pe care statul român le datorează la timp, cât mai la timp. Aici e discuția legată de disponibilitatea bugetară și disponibilitatea și capacitatea Ministerului de Finanțe de a acomoda aceste solicitări, dar în ceea ce a privit Ministerul Energiei, cred că știți câte eforturi am făcut, inclusiv ordonanțe de urgență, intervenții, pentru a disponibiliza cât mai multe sume și a plăti aceste datorii. Nu știu, n-am văzut vreo declarație oficială din partea E.ON, deci nu știu ce să comentez. Ce semnal dă plecarea din România? Nu cred că se pune problema plecării companiei din România. Pot să reevalueze portofoliul pe care îl au. O să mă uit exact la declarație, pentru că nu vreau să tulbur apele unei companii private care totuși a performat în România și eu îmi doresc să nu numai să păstrăm companiile valoroase pe care le avem și încă o dată sunt convins că unul nu va pleca. Poate și reașează portofoliu, ci să atragem alte companii valoroase și cred că lucrul ăsta s-a întâmplat și recent, au fost achiziții, este un sector în dinamică și cu siguranță pe măsură ce vom remedia această problemă a datorilor, pentru că este
cea mai importantă și alte companii vor fi interesate să vină la noi. Dar considerați că Romgaz, din informațiile noastre, principalii cumpărători pentru partea de furnizare, vor fi Romgaz și Petrom. Iertați-mi... Doar vreau să clarific că E.ON a declarat oficial că dorește vânzarea componentei de furnizare. Da, vânzarea componentei de furnizare, că e, a zis că iau cardul pe masă, are toate opțiunile pe masă, își reevaluează da. Businessul din România. Dacă ia în calcul, deja vorbim de ipoteze de lucru. Dacă se va ajunge acolo, cu siguranță și companiile din portofoliul Ministerului Energiei se vor uita cu mare atenție, pentru că pot să fie foarte competitive și pe acest segment. Știm exemplu de la Hidroelectric, au un portofoliu de clienți mare, nu se descurcă întotdeauna, vă aud, domnul Nicuț, să știți, în spatele au, casei. Au început și să emită factură, dar v-am recuperat cu tot de 3 miliarde. Știu. Ce... E o companie foarte bogată, dacă vă dați seama. Susține, da. Am înțeles ideea. Bun, e un lucru bun că este pe segmentul de furnizare, din punctul meu de vedere, a plecat de la zero. Hai, trebuie să fim cinstiți, o companie care toată viața ei a făcut producție de energie în hidrocentrale, să intre pe segmentul de furnizare și să acomodeze un număr atât de mare de clienți, iată, nu e o misiune simplă. De aceea, cu siguranță se vor uita la oportunități pe piață prin care să-și consolideze această poziție și performanța pe care o au în calitate de furnizor. Bun. Două întrebări am, sau mă rog, două seturi. Una este legată de treaba cu nuclear și aici am două întrebări punctuale. Unu, v-a trimis Nuclear Electrica ce le-ați solicitat legat de proiectul SMR de la Doicești? Asta este una. Așa, a doua. Aș vrea să vă întreb dacă există cumva o înțelegere scrisă, acord, de vreun fel, prin care fie Nuclear Power, fie Nuclear Electrica sunt legate prin vreun acord, repet, de către New Scale. Iar acest acord presupune cumva obligativitatea României ca dacă adoptă această tehnologie să se facă doar cu New Scale. Adică suntem legați de un acord cu acea companie americană sau nu? Că poate dacă nu este, poate vrem să facem cu coreeni, cu așa. Asta este pentru treaba nucleară. Ai la altă vă întreb după aia. E bine că o întrebați după aia, că aș fi uitat primele întrebări. Pe subiectul acestei tehnologii a reactoarelor modulare de mici dimensiuni, știți bine că m-am pronunțat și eu, și președintele Iohannis, și președintele Biden, și mulți alți factori de decizie. Eu fiind, bineînțeles, cel mai puțin important în toată ecuația asta. Ce știm? Că angajamentul României pentru tehnologia reactoarelor de mici dimensiuni este unul solid. Știm că tehnologia New Scale este o tehnologie matură și singura licențiată de Nuclear Research Commission, cel mai strict reglementator al lumii, lucruri care nu se pot schimba. Deci față de tehnologie, din punct de vedere tehnic, nu avem rezerve, nu avem motive să avem rezerve, atât timp cât, iată, instituții de prestigiu ale lumii validează această tehnologie și orice alt competitor este la câțiva ani distanță de această tehnologie. Urmează ca Nuclear Electrica și, sigur, compania de proiect RoPower să facă toate diligențele necesare. Fiind o tehnologie nouă, nu trebuie să fim extrem de atenți, nu? Cu toate datele, și economice, și financiarele proiectului, comerciale. Știți bine ce s-a întâmplat în Idaho? Este în interesul tuturor părților ca proiectul să fie unul de succes. Și cred că am mai spus-o și un lucru absolut corect. E normal ca primele proiecte, primele 6 module, să coste mai mult. Asta înseamnă să ai economie de scară. Beneficiile pentru România vor fi în zona proiectului în sine. Vedem ce rentabilitate are, dar știți bine că nu suntem încă acolo, pentru că abia se intră în faza a doua a proiectului. Vom ști la finalul FID 2 exact datele de rentabilitate, cât costă, cât va produce, cât va încasa și așa mai departe, plus în zona de beneficii indirecte. Lanțul pe orizontală de producție, fiind vorba de componente destul de standard, în scenariu de dorit în care ea se extinde tehnologia în toată regiunea, România poate fi o trambulină pentru restul regiunii. Ok. Și acum, a doua întrebare, e ultima. Deja știm, e campanie electorală, lumea nu vorbește despre ce vine.
Da. Da. La 1 aprilie expiră schema de plafonare. Ce vreau să vă întreb așa. Facem niște că calculele sunt foarte simple. Plafonul de 0,68 care este absolut nerealist și este o pomană, că dacă tăie toate tarifele, transport, distribuție, taxe, ajungem undeva la preța de energie activă de sub 100 de lei pe megawatt pentru unele zone. Da? Practic, la 1 aprilie, la actualele prețuri ale energiei din piață, acel cei, nici nu știu cât sunt, 4 milioane de casnici care plătesc 0,68, repet, este puțin, dar vor avea o creștere de, nu știu, 70-80% a prețului pe kilowatt, dacă se iau prețurile din piață. Când sau veți începe să-i pregătiți pe acești oameni pentru asta? Și dacă nu se va întâmpla asta în cazul tuturor, nu știu, aveți altă soluție? Pentru că, totuși, piața înțeleg că se va liberaliza de furnizare la deapri. Da. Noi am menținut schema de compensare-plafonare și cred că este o idee corectă în contextul în care instabilitatea regională este încă semnificativă. Știți bine că am optimizat Ordonanța 27 și acum o lună și ceva, am văzut efecte și la consumatori, au început să scadă facturile, la gaze cam cu 15% în evaluarea noastră, la energie electrică pentru cei cu un consum de peste 300 kWh pe lună cam cu 10%, poate chiar un pic mai mult decât atât. Și asta înseamnă și că există o concurență sub plafonul final de la consumator. Deci, furnizorii se luptă între ei să asigure o ofertă, un preț cât mai mic la factură, pentru că altfel riscă să piardă clienți. E corect să ne preocupăm încă de pe acum de ce se întâmplă de la anul. Sigur că noi vom monitoriza ce se întâmplă între timp. Dacă va fi nevoie, vom menține această schemă de compensare plafonare și cu discuții la Bruxelles, pentru că asta trebuie făcută în niște condiții la nivel european. Dacă nu vom putea să o menținem în forma actuală, cu siguranță vom găsi o variantă să-i protejăm pe românii vulnerabili. De fapt, asta este și direcția europeană. Să nu dai un sprijin pentru toți consumatorii. Știți bine că România a echivalat cumva un consum mai mic de energie cu o situație vulnerabilă din punct de vedere financiar pentru o gospodărie. Nu e o echivalare perfectă, e una aproximativă. Și atunci, cu siguranță, trebuie găsită un set de criterii prin care să identificăm, într-adevăr, consumatorii vulnerabili și să direcționăm sprijinul doar acolo. O întrebare suplimentară tot în acest context. Este posibil sau fără discuții avansate pentru ca România să fie vizată de o procedură de infringement pe această plafonare generalizată? Da, am discutat amplu cu Comisia Europeană pe acest subiect. Nu avem procedură de infringement declanșată. E adevărat, Comisia Europeană împinge statele membre să treacă în termenul cel mai scurt la o liberalizare totală a pieței. Dar având în vedere situația regională, având în vedere că România întotdeauna a fost disponibilă să ajute și Republica Moldova, fraților și peste Prut, și Ucraina, și în perioada recentă, ați văzut, sunt niște circumstanțe atenuante pe care le avem pentru a păstra o prudență mai mare în modul în care gestionăm prețul la consumatorul final. Dar siguranță nu pot fi considerate vulnerabili 4 milioane de români. Exact asta vă spuneam. Deci avem scenariile de lucru, vedem cum funcționează piața în următoarele luni de zile și cu siguranță vom pregăti lucrurile astfel încât, dacă va fi nevoie de un sprijin în plus din partea statului, să-l direcționăm către cei care chiar au nevoie de el. Așa, sigur, și un apartament gol din primăverii probabil că beneficiază de... Păi, cam asta a fost, s-a întâmplat acum. Pe această zi a fost doar consumă, da? Deci era din casă de vacanță în care consuma, nu așa, a plătit 0,68. E corect ce spuneți, domnul Guț. Și, repet, principial, direcția europeană e de asemenea corectă și trebuie să ne îndreptăm spre ea, analizând foarte bine impact. Mulțumesc foarte mult, cu respect. Iertați-mă că am abordat și alte subiecte, dar... Micuță.